Bună dimineața, bine v-am găsit, mă aflu aici alături de Dorian Popa. Văd că merge bine, de la o zi la alta se înalță casa. Merge foarte bine, vreau să te salut că sunt mai prins într-o zi fericită așa. Vă pup și pe toți cei din platou și pe toți cei de acasă. Mă bucur că ne dă Dumnezeu vreme frumoasă, asta e cel mai important. Acum suntem pe ultima 100 de metri, mai prins în cea mai fericită zi, de ce? Pentru că trebuia să-mi vină acest camion de cărămidă pentru a termina mansarda, respectiv casa la roșu, da? Suntem aproape de acoperiș, mai avem puțin și nu puteam intra cu camionul de cărămidă pentru că era foarte mult nămol, a plouat mult, a fost mai complicat. E, a ieșit soarele de câteva zile și ne mișcăm exemplar. Sorin, constructorul meu, este forță. Uite-l și pe Florin acolo, ăla-i șeful de șantier, mânca la tata. Așa. Merg lucrurile. Cum le faci, vizite surpriză sau ai anunț când vii? Sau vii să-i verifici un pic? Și hai mă, sunt pacul ăsta, ia stai așa. Florine, vino mă încoa! Vino încoa! Deci nu-i las să respire, nu, că ei sunt oameni foarte buni. Dar știi cum e omul, când ai băgat bici un buzunar, deja mai stă la o țigară, la o cafea. Te pup! Să trăiți, cum e? E rău domn director sau vă mai ajută așa? Nu, e băiat de treabă, nu e... E băiat de nota 20. Acum l-ai intimidat, că ai pus microfonul în față. Eu sunt de acord cu el că sunt băiat bun, dar trebuie să recunoască că eu nu mă supăr pe el, că mai am și momentele mele când mai clachez așa. Dar am avut o colaborare foarte bună până acum și îi mulțumesc lui Florin chiar și în fața camerei, pentru că și lui și lui Sorin. Florin este șeful de șantier, iar Sorin este patronul întregii afaceri. Oricum, treaba merge bine. Hai să vedem un pic ce se întâmplă înăuntru, că văd că e foarte mult loc, foarte mult spațiu. Stai să explic. Ce va fi aici în curte? Știu că spuneai de o piscină. Exact. Aceasta este ieșirea din casă către curtea mare. Aici va fi curtea mare, da? Acolo undeva va fi piscina, în partea aceea curții, undeva mai în stânga, așa. Și deasupra livingului, tot cu o ieșire la fel de mare și cu o terasă mare, va fi dormitorul cel mare, de, practic dormitorul meu, da? Cuibușorul vostru. Master bedroom! Hai să vedem. Deci aici intrăm în living. Bun, și am intrat în living. Haideți cu noi. Living-ul aici o să fie open space. De fapt, tot parterul o să fie open space. Eu sunt, îmi place foarte mult ideea de deschis, de spațiu, de văzut cât mai mult în jurul nostru. Așa că nu am vrut nici un perete în plus, în afară de cei, cum să spun eu, imperativi. Ăla este un perete care ne separă dormitorul, care ne separă, pardon, baia de rezervă, WC-ul de la parter. Și acolo va fi un perete care va delimita un pic bucătăria, care este oricum open space, dar va fi nevoie să fie bufetul. Și dacă va fi bufetul, n-aș vrea să fie chiar către ușa de la intrare. Unde pui plasma? Spune și mie. Fii atent, păi stai să-ți arăt. Cum facem? Du-te cu camera acolo, să-ți arăt cum intri în casă, da? Bun. Deci, teoretic, pe acolo intri în casă, da? Așa. Arată și casa ca să se înțeleagă despre ce e vorba asta, așa că e zi ocupată azi. Răspundem mai încolo. Bun, ai intrat în casă, acolo ai toaleta de la parter, da? Toaleta pentru de trafic, ca să-i spunem așa. Și ai intrat în casă. Aici o să fie livingul, acolo este casa scării, da? Pe acolo se urcă la etaj. Ai avut probleme cu scara, ți-au pus-o într-un sens, după aia ai pus-o în celălalt. Bravo, apreciez. Ia spune, ce... Dați un subscribe la Dorian. Ce poveste a fost? Ce probleme ai avut? Deci fii atent ce problemă am avut. Prostia mea, ca să se înțeleagă, să nu se creadă că e de la constructori, da? Nu le-am spus băieților de la început că îmi doresc ca treptele să fie cele mici pe partea asta, adică cele de jos, și cele care urcă la etaj să fie acolo lipite de perete. În proiect erau puse invers și ar fi venit că pe aici urci primele trepte și după aceea pe aici te duci sus la etaj. Acest lucru ne obliga să punem perete aici, pentru că n-aveai cum să ai treptele de sus fără perete. Și i-am rugat pe băieți să pună treptele în oglindă. E, chestia asta e foarte grea, pentru că după cum vezi astea, mustățile astea intră în placa de la etaj, da? Noi am turnat placa și i-au pus mustățile să primească scările pe partea asta. Până la urmă s-a rezolvat, treaba e bună. Nu există să faci un proiect mare fără probleme. Ce crezi că am făcut aici? Mi-am pus mâinile în cap. Zic, John, cum să fie scările pe partea cealaltă? Nu se poate așa ceva, visul meu, casa mea. Spunea perete, nu puteai să ieși în curte. L-am sunat disperat pe Sorin. Păi ăsta-i peretele, păi fii atent. Deci dacă tu urci pe treptele astea și cineva te strigă în curte, ai sărit pe aici repede. Dacă era peretele ăsta, ce mai făceai? Coborai treptele, ocoleai și plecai. Și zi-mi cu plasma, că n-ai apucat să-mi spui. Deci, da. Cum pui aici în living? Aici, pe peretele ăsta, după cum îl vezi că cere, parcă cere o plasmă, mă vezi, între geamurile astea mari. Pe peretele ăsta o să fie un televizor de 2 metri. Sunt foarte pasionat de televizoarele mari. Așa cum mi-am dorit înainte să plec în Africa un televizor de 1,5 metri în garsoniera mea mică și l-am avut, așa acum în această casă îmi doresc să am în living un televizor de 2 metri și o să-l am, sper, Doamne ajută.
Aici o să fie o canapea, da? Cu două fotolii. Și aici, veniți în coa, o să fie bucătăria, da? Avem bufet, frigider, tot ce trebuie, frigider, vreau să-mi iau de la cu două uși. Nici nu știu dacă o să am ce pune în el, dar numai, bă... Nu faci jaba de la nimic, investiție maximă în tot. Precum comunistul ce n-a avut și-și dorește acum că poate. Înțelegi? Am visat toată copilăria mea să am în felul următor. O casă al cărei garaj să se deschidă pe telecomandă. Adică atunci când ajung în fața curții, să apăs pe telecomandă, se deschidă ușa, să mă simt că am venit acasă. Din garaj pot intra direct în casă și mi-am dorit... Până la garaj, până la astea, tu camera bebelușului ai pus în proiect sau trebuie să o pui de acolo? Este fix deasupra noastră. Deocamdată se numește cameră de oaspeți. Și bebelușul când? Păi dacă se numește cameră de oaspeți, o vedea când se transformă din oaspeți în bebeluș. Nu este grabă atunci când Dumnezeu mă va face să simt că este momentul, nu voi ezita. Așa cum am făcut până acum, tot ce mi-am dorit, am făcut atunci când mi-a spus Dumnezeu să fac. Și uite că s-au întâmplat destul de repede și cum trebuie lucrurile. Mi-e greu a crede că nu are și un copilaș în plan pentru mine Dumnezeu și că nu știe când, el când trebuie să-l fac. Mă spuneai că nu te-ai împrumutat absolut deloc. Cam cât te-a dus casa până aici? Da, să știi că nu m-am împrumutat și sunt foarte fericit de asta. Investiția mas o meno este undeva de 50.000 de euro, teren plus casă la roșu. La roșu o mai scos cum mai e, dar după aia cam cât mai trebuie să bași? Că e mai greu când trebuie să bași mobilă să văruiești. Îți spun eu, cel puțin încă pe atât mai trebuie să mai bag. Cel puțin încă 50.000 de euro, dacă nu chiar 60-70.000 de euro, dar vrei să spun un lucru, nu mă grăbesc, așa cum reușesc și muncesc banii, așa îi investesc aici. Să știi că nu este un secret, a fost nevoie să strâng cureaua exact ca lupul ăla din desene, adică să nu crezi că mamă, dorm pe bani și îmi fac și o casă și nu. Am renunțat la Adidas, la gecuțe, la fasoane și alte mofturi pe care ni le făceam pentru că suntem tineri și am zis gata, de azi încolo casă. Casa este o responsabilitate mare și pentru asta trebuie să economisești un pic, să-ți regândești cheltuielile, dar până acum sunt ok. Și vrei să spun un lucru? Mă simt mai bine când vin aici și văd că s-a mai ridicat un etaj decât atunci când mă uit la Adidas și aia pe care după ce îi port de două ori s-au făcut de zici că i-am de 5 ani. Și ce vreau să întreb, faci living, faci garaj, mă dau o sală în care să faci exerciții și sală și forță, ce? Nu faci? Ia vezi, stai așa, am explicație și pentru... Există o explicație. Fii atent, nu sunt de acord cu fitness-ul acasă pentru că mi se pare că nu ai energia potrivită. În primul rând, sportul ar trebui să fie totuși și o activitate de colectiv, să cunoști oameni, să vorbești, să socializezi, să-ți schimbi energia. Motiv pentru care știu că aici în Domnești este o sală care, atenție oameni buni, Doamne, când am auzit asta pentru mine e semi-blasfemie. Sala este închisă, deoarece dacă ar trebui să fie deschisă, nu ar acoperi cheltuielile pentru că nu sunt destui băieți care să se antreneze. Măi, băieți din Domnești, dar voi ce păziți, mă? Păi poate vii tu cu niște prieteni și le faci păi și la băieți. Păi nu că poate vin cu niște prieteni. Am discutat deja cu domnul care are sala, vom porni o colaborare, voi prelua eu sala dânsului și voi încerca să fac tot posibil să o fac o sală în care să n-ai loc să te antrenezi, să te enervezi lunea când ai piept. Și nu poți să împingi la bara aia. Devii și om de afacere acum, nu? Cred că am fost un om de afacere de când am început să muncesc, de undeva pe la 20-21 de ani. Pentru că sunt de părere că și în showbiz trebuie să fii și un bun afacerist dacă vrei să-ți iasă lucrurile așa cum trebuie. Dacă vrei să te lași frunză în vânt, nu trebuie să fii și afacerist. Ce nu te-am întrebat? Ce zice Babs? Ea se implică... Vrei să spun un lucru? A încercat să se implice un pic, dar a văzut că sunt foarte vehement în ceea ce privește construcția, pentru că mie îmi place să o las să se implice la lucruri de femeie. Design, feng shui, mirosuri, dar când vine vorba de proiect al casei, de structură, de cărămidă, mi se pare că trebuie să fie niște decizii bărbătești, motiv pentru care până acum s-a implicat în sensul că i-am arătat întotdeauna schițele, i-a plăcut ce am făcut acolo, dar dacă nu am considerat că aportul ei de informație este benefic, am zis, băi, lasă-mă pe mine la construcție, îți promit că atunci când vine vorba de vopsea, faianță, dar nici nu vreau să mă chinui să mă cert, că știu cum e. Am mai renovat și apartamentul și știi, nu merge. Unul trebuie să aleagă faianța, nu doi. Da, exact ca într-un cuplu, jumate-jumate. Noi îți mulțumim frumos, îți dorim mult succes cu casa. Să ne chem la petrecere, neapărat petrecerea de deschidere. La petrecere, pentru că petrecerea va fi pe 7 august de ziua mea, când voi face 30 de ani. Schimb prefixul, John. Și sper să-l schimbăm aici cu toții. Schimbă prefixul, se mută la casă, așteptăm cu mare drag petrecerea. Mă întorc la voi, Răzvan, Natalia.